Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Poate vă întrebați unde am realizat emisiunea Viața la Țară. Vreau să vă spun că suntem aici foarte aproape de pădurea Noroien. Suntem la intrarea în pădurea Noroien, undeva pe o străduță lăturalnică. Am venit la un gospodar de excepție, un om care iubește deopotrivă legumicultura, dar și pomicultura. Nu o să vă vine să credeți despre cine este vorba, o să rămâneți mirați și mai ales emisiunea își dorește să vă prezinte o grădină, aș spune eu, model, după toate standardele teoretice, dar și practice. Așadar, trebuie să spun până la urmă că nu vă pot face curioși la nesfârșit. Am venit aici la grădina comisarului Pistruiatu, pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte mulți, atât din presă. Bună ziua! Bună ziua! Domnul locotenent colonel în rezervă, Ioan Coroian. Zis Pistruiatu, supranumit Pistruiatu. Nu mai țin minte nici eu, stimați telespectatori. Ei, zic și eu, domnul colonel, deci, de ce îi spune Pistruiatu domnului locotenent colonel Ioan Coroianu? Deci, o să-l întreb, ca să aflați și dumneavoastră, cei care poate sunteți mai tineri, familii tinere, și vreau să vă mai spun că dânsul, chiar dacă este în pensie, este foarte activ, pe de o parte în această minunată grădină la care am venit și noi, televiziunea Nord-Vest TV, dar este și detectiv particular. Poate mai sunt bărbați așa care suspectează soția și poate vă angajează să vedeți pe unde și ce fac doamnele care pleacă în delegație. Sau poate pentru alte teme importante, stimați telespectatori. Dar nu ne-am propus să discutăm despre partea aceasta a dumneavoastră. Chiar așa, până la urmă, de ce vă zice Pistruiatu? Sau de ce ați fost supranumit Pistruiatu? Eu am fost subofițer până la 47 de ani. Am ajuns la gradul de locotenent, de plutonier ajutant, toate luate la excepțional, și domnul colonel Gui, fostul comandant al poliției, e în pensie sau mi se pare și trecut în lumea cealaltă, pentru că am descoperit foarte multe crime, mi-au dat numele de Pistruiatu. Ăsta e Pistruiatu, ăsta nu scapă nimic. Și așa am rămas, Pistruiatu. Da, iată, aceasta este latura profesională a domnului locotenent colonel în rezervă. Da, dacă din acest punct de vedere mai aveți și la 47 alte de ani, pentru că am descoperit cele mai multe crime rămase inițial cu fără autor, la 47 de ani m-a propus ministrului de interne ca să mă avanseze, să mă treacă în corpul ofițerilor și m-a avansat la gradul de capitan. 3 ani am lucrat capitan, m-au trimis în pensie, am fost trimis, nu m-am cerut, la 50 de ani. Și în pensie m-am avansat la gradul de major și locotenent colonel. Sunt locotenent colonel de o grămadă de ani. Da, și cred că vă meritați această funcție datorită rezultatelor profesionale. Chiar spunea și domnul avocat Horea Ungur că ar trebui promovați în corpul magistraților numai oameni cu experiență, cu rezultate și deosebite. Că la examene, la teste, știți dumneavoastră, teorie știe toată lumea, dar practica te omoară, cum ne plăcea nouă să spunem pe vremea cealaltă, practica le omoară. Dar ce v-a determinat să vă retrageți în pensie aici, la marginea orașului, satul mare, la intrarea aici în pădurea Noroieni? Putea să stați și dumneavoastră undeva într-un apartament, să mai ieșiți colo pe terasă, la o berică, să vă mai întâlniți cu prietenii de breaznă sau cu alți colegi, cu colegi din presă. Eu de profesie sunt tehnician agronom și îmi place mult agricultura, câmpul. Mi-am și cumpărat în timp ce lucram. În 94 mi-am cumpărat acest teren, 10 arii. Și și-a cumpărat și cusul meu, socrul fiul meu, lângă mine, 15 arii. Și le lucrez eu pe amândouă grădinele. Singur? Singur, nu-mi trebuie niciun ajutor, nu-mi aduc oameni la lucru. Nu vine niciun lop salmoș, cum nu-mi trebuie, nu-mi trebuie, lucrez singur, că mi-e necaz și când e duminică.
Da, cu permisiunea dumneavoastră o să intrăm aici pe proprietatea dumneavoastră pentru a prezenta telespectatorilor noștri calitățile de tehnician agronom ale pistruiatului a unui locotenent colonel ajuns în rezervă, pensionar, care nu are stare. În continuare, dânsul pe toate fronturile muncește și cred că asta este starea de tinerețe, de libertate a omului. În momentul în care te lași, te plioștești, așa, ca să folosesc un termen mai comic, te cam duci repede, nu? Așa spuneau foarte mulți medici, că au existat foarte mulți ofițeri din armată, chiar și din poliție, din Ministerul de Interne, care după pensie s-au mai lăsat așa mai pătrânjeală și repede, repede s-au dus, probabil acele tensiuni interioare se răsfrâng asupra sănătății, iar mișcarea este esențială. Eu zic că munca e zvor de sănătate, dar alții o lasă pe seama bolnavilor. Să se facă bine. Da, mergem înăuntru, stimați telespectatori, să vedeți un model de grădină, de pom fructifer, o să vedem și vița de vie. Vă prezint așa în avantpremieră cam ce se va întâmpla în minutele următoare. Vom vedea și căpșunii, o livadă de pomi, de meri și de pruni, ajuns să lua anumită maturitate, iar în finalul emisiunii avem o surpriză, gazda noastră, domnul Nelu, îi zicem așa mai de la tet-a-tet, domnul Nelu ne va prezenta o invenție, o mică invenție de-a lui, care, zice dumnealui, este foarte utilă în munca pe care dumneavoastră o puteți face în grădină, iar acest exemplu pe care o să-l prezentăm se referă la casele sătmărenilor care au 3, 4, 5 arii de teren disponibil pentru pomicultură și legumicultură. Intrăm înăuntru și o să vedem pentru început livada de pomi fructiferi. Domnule locotenent colonel Ioan Coroian, așadar câte arii aveți aici pentru această livadă de pomi fructiferi? Am 2 arii jumate. Am avut întâi gazon și mi-a propus cineva care mi-a tuns pomii în toamnă, a trecut un an, mi-a propus ca să cumpăr pom fructifer și să-i punem din aia super intensiv, că sunt foarte productiv și e metru-metru să plantează și eu din gazon am făcut acești pomi, această pomărie mică. Trebuie să spunem... 75 de pomi îți puși pe 2 ani jumate. Da, 75 de pomi, o performanță, zic eu, stimați telespectatori, și o gestionare judicioasă a fiecărui metru de, da, de teren. Vreau să vă întreb dacă ați studiat materiale de specialitate înainte de a înființa această livadă de pom fructiferi. N-am studiat, m-am consultat cu acel cetățean care a lucrat 20 de ani în Ungaria, la pom, numai la tunși de pom. Și are experiență mare, omul din Loar, comuna Betiș, el îmi tunde totdeauna pomii și el îmi tunde și pomii ăștia, nu eu îi tung. Nu. Deci din acest punct de vedere apelați la un profesionist. Da, și îi plătesc pentru munca lui. Vreau să vă întreb, aici pe primul rând am înțeles că aveți pruni. Ce mă nedumerește pe mine este faptul că sunt plantați la o distanță de aproximativ un metru, dacă nu greșesc. Exact, cu bățul de un metru, așa, plantați. 2,5 metri rânduri și 1 metru între pomi. Dar sunt pruni adecvați pentru o astfel de coabitare foarte apropiată? De multe ori suntem apostrofați de părinții noștri. Păi ai pus prea deși prunii ăia, da, sau merii ăia, sau perii. Și mie îmi spune toată lumea care vine și domne, prea deși, nu prea deși. Maghiarii, nemții pun numai pomi din ăștia super intensivi, așa le spune. Nu pitici. Nu, super intensivi și se pun din metru-metru. Au voie ca să meargă lateral 1 metru și așa, și așa, 1 metru. Ai un metru, da, 50 de centimetri fiecare. Da, așa vor fi tunși până când vor fi bătrâni. Ce înseamnă... Au viață, pot să trăiască 40 de ani. Ce înseamnă intensiv? Să înțeleagă telespectatorii noștri. Poate ar trebui să cuantificăm și în kilograme cam ce se întâmplă. Foarte, foarte productivi,
mai mult vor produce ca și ceilalți mari care i-am din 4 în 4 metri, cum s-au plantat înainte, că acum 20 de ani am plantat ceilalți, care acum deja se îmbătrânesc și. Și sper că dacă văd producția din anul ăsta, cred că îi scot și pun din ăștia și acolo. Ați întrebat pe specialistul din Ungaria, cam la maturitate, de pe acest rând de pruni, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, cam ce cantitate de pruni o să recoltați? V-a zis? Nu, n-a zis. Zis că sunt foarte productivi. Foarte productiv, asta ne-o convinge. Dar ce soi nu le puteți spune? Au denumire maghiară și nu, eu nu știu maghiară. Ați făcut traducerea, să vedeți cum. Nu. Bun, în spatele meu aici avem trei rânduri, stimați telespectatori, de meri foarte frumoși, de asemenea plantați la un metru, un metru și zece cu aproximație, dar cam un metru. Iarăși vă întreb, tot intensiv, da? Sunt și meri la fel ca și pruni, toți. Intensiv și e două soiuri. Golomușt, ce am văzut de-o pe eticheta de la pomi, golomușt și încă una. Da, iată un lucru semnificativ, stimați telespectatori, și mă refer aici la proprietarii de terenuri de grădină. Am observat că toți acești pom fructiferi intensiv, prunii, merii și mai încolo o să vedem și perii, iar apoi desigur și vița de vie, sunt pe sârmă. Da. De ce e o condiție esențială pentru acest tip la plantă? De... Nu-i rupă vântul, iar pe urmă se leagă coardele cu fructele ca să nu se rupă. Se leagă de aceste sârme. Îți din 50 în 50 de centimetri în sus sârmele. Iar stâlpii îți din salcâm. Cum dumneavoastră ați... Eu i-am procurat, am procurat. Umblat până ardut, până toate pădurile am umblat până când am cumpărat legal de la cineva. De ce de salcâm? I-am căutat ca să fie foarte drept lumânare. Salcâmul e mai rezistent decât oricare lemn din pădure. Și decât stejarul? Da, da. Cornul poate că e mai tare decât salcâmul. Se face, salcâmul, cum se spune, ca oțelul după ce se ca uscă. Oțelul. L-am decojit, l-am dat cu flexul, l-am curățat, l-am dat cu lac cireș exterior, iar partea de care intră în pământ am ars în foc și pe urmă am dat și cu ulei ars. Și nu i-am băgat cu beton. Să înțeleagă oamenii că nu se bagă în beton, că lemnul verde se usucă și rămâne distanță între beton și tutorele ăsta a pomilor, șpalerul ăsta, și se putrezește. Trebuie bătut cu piatră, cu balaj, cu pământ, bătut bine pe lângă el. Trebuie să înțeleg că, luăm un exemplu, domnule locotenent colonel Coroianu, deci să înțeleg că în momentul în care ramurile se vor ramifica, dumneavoastră veți lega de sârmă fiecare ramură, iar rodul va fi păzit, să nu se rupă, să nu se... Dar vor fi și scurte coardele, la 50 de centimetri vor fi coardele, așa că se îngroașă ele până la urmă și ori... Da, văd că aveți și un sistem de irigație, cred că tot gândit de dumneavoastră, aveți acolo sus un recipient, da. Și nu știu cum faceți aprovizionarea recipientului, aveți apă curentă aici, nu la marginea orașului, lângă pădure. Este. Vecinii și-au băgat, dar eu am făcut altceva. Am forat un puț în pivniță ca să nu-mi îngheță motorul. Pe timp de iarnă? Pe timp de iarnă. Și din pivniță împinge pompa în acel bazin la 4 metri înălțime, bazin de 1000 de metri, din ăla... 1000 de litri. De 1000 de litri, așa. Și am și cel de 225 de litri albastru. Ăla, între la vine apa filtrată din ăla mai mijlociu. Ăla e filtru, balast, nisip. Nisip de două feluri și se filtrează, dar pentru udatul pomilor, prin picurare, îi o dau direct, așa cum e, mai cu rugină, mai cum e apa la noi. Da, cred că pe etichetă scrie, probabil în limba iară, soiul de măr, nu știu, probabil sunt mere consacrate
Golomuști. Cei care știu limba maghiară probabil că au înțeles. Poate ne faceți o demonstrație să vedem cum irigați. Da. Dar cum nu îngheață instalațiile? Da, vă rog, dacă toamna le golesc. Primăvara le pun în funcție din nou. Astea sunt niște adăpători ce le-au aruncat de la Vicola. Și-ți vedea cum funcționează. Eu le-am ghicit. Și le-ați adaptat la dumneavoastră aici. O să asistăm și la o demonstrație. Ia uitați, în acest moment domnul locotenent colonel Pistruiatu, nu? Zicem da. Pistruiatu, Coroianu. Ia uitați-vă, stimați telespectatori, cum se face irigarea, dar nu prin picurare, cum se face la căpșul, de exemplu. Sigur că da. Apa e cu rugină și dacă ar fi prin picurare, s-ar înfunda furtunile. Le-am pus astea și le-am scos pistonașul și contragreutatea din adăpătoare și merge direct. Da, merge în 10 minute și-o luat 12 litri de apă fiecare pom. Nu trebuie mai mult. Nu. Dau, da. Când e secetă, dau. Când e necesar. Da. Foarte, foarte frumos. Închid ca să nu e necesar acum să dau apă, că o fost are de ieri. Are umiditate fiecare pom fructifer. Să vedem și perii care sunt foarte frumoși. Văd aici mai multe ramificații, nu știu, rămân toate, da? Da. Rămân toate și tot ce vedeți mugurii ăștia sunt muguri de rod. Sunt fructul, toate vor fi fructe. Ce vârstă au pomii fructiferi? În ianuarie 2014 am cumpărat din Ungaria. Aveau 70 de centimetri înălțime. Și iată cum arată acum, și în primăvara lui 2015. 2014, în același an, eu am mâncat pere după perii ăștia. Dar stați puțin, eu știu. Au crescut și trei pruni au crescut 2 metri jumate într-un an. Eu știu că, de regulă, după plantare, fructele se elimină pentru a da posibilitatea pomului fructifer să se dezvolte, e adevărat? Sigur că da. Dumneavoastră ați forțat un pic, nu? N-am forțat, am lăsat câte un fruct pe... A, câte unul ați lăsat. Sigur că da. De-aia zic, da. Am mâncat pere. Ați mâncat pere. Am mâncat pere. Deja ne lasă gura apă. Mă gândesc că la toamnă venim să vă facem o emisiune, noi, să mâncăm pere și să ne facem poftă și telespectatorilor noștri. Iată, dar, stimați telespectatori, ce se poate face pe 2 ari și jumătate? Nu sunt decât 2 ari și jumătate de pom fructiferi. Și le mai spunem ceva telespectatorilor noștri. Foarte mulți nu plantează. Bă, ce să acum am vârstă, nu mai plantez. Când noi mai mâncai eu din ei? Iată, păi dumneavoastră în 2014 primăvara i-ați plantat și toamna deja, mai ales, dar aminte copiii, nepoții ce se bucură în momentul în care au posibilitatea să culeagă ei cu mânuța lor un măr sau un păr sau o pară. E adevărat. S-ar putea că și găsim foaita. Denumirea științifică e acolo, dar dacă nici dumneavoastră... Horov. Svet. Horov Svet. Probabil, cum ar fi Ionatan sau denumirea de Ionatan sau Parmenauriu sau... Este ceva pere de toamnă, târziu, care rezistă iarna la păstrat. Da. Dar foarte mustoase, foarte dulci, sunt foarte bune la mâncat. Eu de unde am cumpărat, chiar am intrat în depozit și sortau în ianuarie pere și am cumpărat 2 kg de pere de acolo. Vreau să vă spun că e prima dată când filmez o astfel de grădină de pom fructifer pusă la punct, nici nu pot să spun ca la carte, pentru că în că carte am găsit, eu care m-am pregătit eu și eu de pomicultură, de obicei am văzut exemple din carte pe suprafețe mari. Știți dumneavoastră, erau atunci marile plantații de pom fructifer pe suprafețe mari, 200-300 de hectare, cum am avut aici la Vetiș, cu șarpante de gradul 1, de gradul 2, de gradul 3, deci la ora actuală nu se mai merge pe un astfel de principiu la pomii fructiferi.
este cu totul altceva. Așa cum a spus dumneavoastră, aveți acolo pruni foarte bătrâni, după stilul vechi. 20 de ani au. 20 de ani și... Plantați din 4 în 4 metri, așa se planta atunci. Da. Și de aceea pomi erau. Ăștia sunt super intensivi și ăștia merg din metru în metru. Da. Dar și... nu veți găsi încă o grădină ca așa mea, eu nu cred că mai găsiți, în județul nostru sigur nu, dar eu îi invit pe cine vrea ca să vadă și să le dau indicații cum să facă. Eu am darul, cum zice domnul președinte a țării, a lucrului bine făcut. Da, păi cu lucru bine făcut o știam și noi de multă vreme. Mai greu cu punerea în practică, nu a lucrului bine făcut. Văd eu că... așa am da. Fost și în poliție. Eu am făcut ce nu pot face niciun polițist. Acum să nu fiți acuzat de lipsit de modestie. Nu, așa, eu am descoperit ce nu a putut întreagă poliția. Da, sigur că da, ne reîntoarcem noi la grădina de pom fructifer. Mergem să vedem, stimați telespectatori, vița de vie, care este de asemenea foarte, foarte frumoasă, arată foarte bine. Cine a tuns via? Tot specialistul dumneavoastră? Nu, nu, nu. Asta o tung eu. Da? Vă pricepeți? Da. Cu lăsați cepul pentru anul viitor, nu? Sau... pentru roadă. Atât a trebuit lăsat un cep. Un cep, de acolo se face ramura cu strugurii. Câți ani are vița de vie pe care ați plantat-o? Observați, stimați telespectatori, fiecare metru pătrat are rolul lui, gazon, există posibilitatea de aerare, deci a grădinii de... adică a pomilor fructiferi să fie aer, să aibă posibilitatea să dezvolte. Sigur că da. De săpat, anul trecut am săpat de 7 ori pe lângă pom. 30 de centimetri trebuia de o parte, 30 de alta, dar eu am făcut puțin mai lat și ca să am și gazon. Eu deja am tuns gazonul. Da, sunteți între primii, până la urmă. Aici, la vița de vie, am tras o cordă, că aici nu aveam, era lipsă. Mi s-a uscat când am plantat și am tras o coardă la vița mamă de acolo și o și las așa. După 2 ani de zile se poate tăia de la tutore de acolo. Da, că ea va face acolo rădăcină. Acolo, da? Aici, da? Dar este viță de vie acolo am tras o cu struguri de masă sau pentru vin? Struguri de masă, struguri de masă. Da. Teren mic, unde să fac vin? Da. Mai am ceva... lângă garpa acolo plantat, dar ăsta îmi place, că e lugojul de lemn, ce îmi place mie. Lugojul de lemn. De unde l-ați adus lugojul ăsta? Care, iată, ați făcut extensie și spre... Să fie acoperit trotuarul. Exterior. Da. Să fie umbră, da, vara. Da. 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 Am avut braț și încoace. Înainte de a... când a fost gazon numai. Dar după ce am făcut plantația de aici, am luat partea de dincoace ca să nu-mi țină umbră la pomi. Văd că aveți și doi agriși aici, trandafiri, nu lipsesc nici trandafirii. Da, am 3 trandafiri, 2 aici și unul la poartă. Am... căpșuni aveți aici, cum le spuneți noastră? Unde ați văzut? Pe linghișpir? Linghișpir? Mi-a venit mie ideea și pe niște butuși de cu roți, cu tot, de mașină, mi-am improvizat această plantație de căpșuni. Îs frumoși când au fructe coapte. Mergi pe trotuar și iei cu mâna fructul după suport. Aici i-am făcut o țeavă cu găuri ca să, când bag apă cu furtunul, ca să se alimenteze cu apă fructele. Și este foarte judicioasă. Eu am căpșuni. Inovația dumneavoastră n-am mai văzut niciodată. Vă dați seama, căpșuni pe linghișpir. Domnule, ce delumire interesantă, stimați telespectatori. Nu v-am întrebat, da. Pe 15 ani, mergem da, să-i vedem acolo. Deci sunt ornamentali într-un fel, deși sunt căpșuni normal, nu? Căpșuni normal. Căpșuni normal, că mai sunt din aia care sunt urcători la un metru jumate. Ăsta, dacă îl vedeți, o aruncat din pădig, primăria a schimbat suporturile de la becurile de iluminat public. Da. Și l-a aruncat.
Mai știu unde este unul aruncat și o mai face încă unul din ăsta. Ăsta e din fibră de sticlă. Asta încă să crapă, să mai coc la soare. Dar ăstea sunt foarte, foarte rezistente. Asta toată viața ține. Da, pentru că așa l-am au fost concepute. Da. Da. Cred că ăsta e made în România, de pe vremea răposatului Nicolae Ceaușescu. Da, da. Că atunci numai lucruri rele s-au făcut, nu? Așa spun prietenii noștri din Occident. Vreau, nu v-am întrebat de tratamentele fitosanitare pe care le aplicați. Da. Dacă folosiți substanțe naturale sau rețete. Piatra vânătă se dă primăvara. Primăvara, după ce este 5 grade afară, se poate da cu piatră vânătă, dar fără var. Fără var. Și pe urmă se mai dă când îi... Înainte de a deschide mugurul, se dă cu ăla uleios. Soluția aia, 150 de grame la 10 litri de apă. Care îi protejează. Da. Da. Acum se va mai da cu o soluție când are 70% căzute florile după moguri. Da, așa arată, stimați telespectatori, o grădină de pom fructifer pe stilul vechi, așa cum a spus și dumneavoastră, 4 metri distanță între pomi, în comparație cu un metru din grădina de pom fructiferi Made Pistruiatu, pădurea Noroieni, care se află plantați la o distanță de un metru. Este o grădină de pom fructiferi, de prune, am înțeles, și aveți și meri, bătrână deja la 20 de ani, a spus că sunt 20 de ani aproape. E la 20 de ani și încep să îmbătrânească, să usuce câte o creangă. Dar cred eu că dacă merge bine, văd producția de pe ăștia superintensivii, pun pântre ăștia și la un an, doi, îi scot pe aia mari. Fac tot așa cu irigare. Da, cred că trebuie să spunem telespectatorilor un lucru extraordinar pe care l-am aflat și eu din cărțile de specialitate. Nu fiți leneși primăvara, întotdeauna curățați pomii de crengile uscate. În acest fel, spune cartea, puteți să prelungiți viața pomului fructifer pe care dumneavoastră îl aveți în grădină, poate de 20 de ani ca și dumneavoastră, cu mulți ani încă, dar în momentul în care nu tăiați crengile uscate, copacul se uscă mult mai repede. Nu știați chestiunea asta, nu? Nu știam. Știam. Ați primit lecția acum și de la Dumitru Zimmermann. Da. Unde mergem de aici? Mergem să vedem plantația de căpșuni, nu, da, domnul? Vă rog. Am pus doi cocăzi, unul roșu și unul negru, ca să folosesc toată bucățica de teren. Da, iar în ghivecele astea? Ghivecele astea sunt de flori. Sunt tuburi abandonate pe unde am lucrat, pe la ștrand. Le-am umplut cu pământ, le-am văruit și acum urmează să plantez florile în ele. Panseluțe, ce o să... Lângă gard, da, tot felul de flori, orice flori. Lângă gard am pus iedera, pe partea dincolo, din coace am pus, am plantat ceva alune. Deci, 5 aluni. Ați pus iedere pentru a... ornamenta gardul. Ornamenta gardul și pentru a crea oarecum o intimitate aici, dacă vin la dumneavoastră tot felul de oaspeți, mai vine o femeie frumoasă care vrea să facă plaje, va fi ascunsă de privirile curioșilor de gardul ăsta viu, de iederă. Da, mergem, dacă aici, în această zonă a grădinii dumneavoastră, mai aveți și alte, planuri. Văd acolo lângă gard tot viță de viață plantat sau e mai bătrână, văd că totuși. E de... Nu, odată e cu asta la altă. Odată? E de asta normală. Da. Așa. Pe lângă pom ne-am vrut să vă mai... Da. Am văzut că foarte mult teren ați lăsat. Am pus gunoi. Lângă pom trebuie săpat cât e corona sus, atâta trebuie săpat jos. De ce? Toată lumea zice că, adică mulți care nu știu, zice că numai un pic trebuie săpat pe lângă el, sau deloc. 30 sau deloc. De circumferință. Da. Atâta trebuie să aibă, pentru că rădăcinile pomului sunt exact atâta de lungi în pământ cât e corona. Acum mi-ați dat dumneavoastră mie lecții, că nu știam chestia asta, da?
vorba vine, mă rog, acum să zic și eu. Bun, de ce este necesar? Stai să rămânem puțin la chestiunea. De ce trebuie să fertilizați în jurul pomului? Să se aerisească, să pătrundă apa. Mai repede, sigur, da? Că da. Pentru că iarba mai fură din umiditate. Sigur. Mai vin ploi din astea de vară și nu totdeauna ajung la rădăcină, da? Da. Da, dumneavoastră de unde știați secretul ăsta? L-ați citit? Ați învățat în liceul de specialitate? Sigur că da. Da. Am văzut că aveți o pisică aici. Am trei. Trei? Și trei. Nu vă luptați cu șoarecii, cu șobolanii, că acum unii săraci mai pul. Acum am uimit că cetățenii din Micula, al meu, îmi spun, eu am fost șef de postă în Micula și țin legătura cu oamenii care au căpșuni și le-au ros șoarecii furtunile de picurare. În iarna asta foarte mult șoareci au fost și le-au ros furtunile de picurare. O trebuie să le schimbe. Eu am 15 ari de căpșuni pe biloane și cu furtune sub folie nu mi-au ros nici o furtună. Am secretul trei pisicuțe care, sigur, că care sunt de strajă la hotar, lor, nu? Meritul lor, da. Da, mergem acolo să vedem plantația de căpșuni. Nu e mare. Câte are aveți acolo? 15 ari. 15 ari? Nu chiar toată plantată cu căpșuni, că am plantat două rânduri de zmeură încă. Dar care este secretul cel mare? Să nu fie omul leneș, nu? Da. Mergem acolo să vedem plantația de căpșuni. Așa arată, stimați telespectatori, o plantație de căpșuni, dar nu numai căpșuni, aici am găsit și o salată, eu știu, cultivată de-a dreptul în câmp, nu în seră, cum mai mâncăm noi la ora actuală. Iată cum arată biloanele de căpșuni. În nopțile trecute a fost mai rece, domnule locotenent colonel Pistoiatu. Cum de nu au înghețat căpșunii? Nu îngheață căpșunii, nu. N-au nimic la ger. Bun, dar la o temperatură probabil mai scăzută, nici la minus, nu? Nu, căpșunii n-au. Păi am vrut să spunem asta, să știe și telespectatorii. Da, ceva. De ce ați pus folie, totuși? Așa se produce mai mult. Nu se crește iarba, nu trebuie săpați. Când se culege fructul curat, nu din noroi. Mai trebuie să umblați cu paie, cum mai fac cei din zona Halmeului. Da, și acum care nu au posibilități ca să facă cu folie, da? Așa e mai normal și cu irigat. Irigarea se face prin picurare, așa cum ar spune. Două furtune, fiecare furtun, adică la fiecare rând, două rânduri pe un bilon de căpșuni și între vin două furtune care produc udatul, prin picurare. Am fântână forată și aici separată, pompă separat și pe trei porțiuni. Am trei robinete, că împart în trei ca să pot uda, să fie udat. Văd că aveți și un strat uriaș de usturoi. Preferați usturoiul care este... Doamne, l-am plantat. Și aveți și acolo un melegar cu flori, am înțeles. Acolo sunt flori. O doamnă vecină de aici vine cu nepoței mereu pe aici și m-a rugat. Că eu acolo aveam în alți ani, aveam plante roșii și de astea, dar acum nu mai am unde planta. Și lasă la mine niște semințe de flori. Da, iată, așadar, stimați telespectatori, cum arată o grădină model. Dacă din acest punct de vedere ne mai puteți spune ceva legat de căpșuni, de unde ați adus rizomii, din țara Oașului, din zona Halmeiului, din altă parte a țării? Din jurul nostru, de aceea am adus, numai de la Micula, dar de la Micula, de la Nisipeni și Botiz. Am 5 soiuri de căpșuni, dar am aceștia care îi vedeți dumneavoastră, nu știu, vreo 17 biloane. Ăștia mi-au dat o doamnă care nu a vrut să dea la nimeni din căpșunii dumneavoastră ei ca să... concurența, vă dați seama. Mie mi-au dat pentru că e din Micula, eu am fost șef de postă Micula, mi-au dat, dar cu condiția că vine dumneavoastră ei cu două femei, contra cost, normal, ca să mi și planteze.
Când au văzut bilonele făcute, eu le-am făcut nu cu tractorul, le-am făcut cu mâna, vă dați seama. Atâta, singur? Tot singur, cu mâna, cu sfoară, cu lopata și le-am tasat cu cilindru, am pus furtunile, apoi folia, singur le-am făcut tot ce vedeți. Doamna a rămas uimită când a văzut că după cu tractorul să fac mai denivelate, mai altfel, mai, nu ies atât de frumos. Și afânarea solului nu este aceeași. Sigur, și atunci au zis, domnul Corean, anul viitor eu trebuie să pun un hectar, că mai am un hectar, dar mai pun un hectar, dar eu nu mai fac cu tractorul veci. Cât m-a costat, fac cu lopata ca dumneata. Este, deci este o plantație model și de, de căpșuni. Am căpșuni soiul respectiv. Nu știu de unde l-a adus, că nu vreau să-mi spună nici mie. Da, zice că sunt foarte mari, foarte gustoase, foarte rezistente la transport și asta e important pentru căpșunari. Să fie rezistente la transport, să fie aspect frumos și gustos. Fertilizarea? Cu ce o faceți? Ați adus și guloi de graș? Arat. Am pus bălegar de pasăre, mult, dar am băgat apă pe el, așa cum mi l-a basculat mașina. Se spune că e foarte concentrat. L-am putrezit tare, dar e foarte tare. L-am putrezit, apoi l-am împrășteat pe teren, am adus tractoristul și mi l-a arat, l-a discuit și pe urmă am intrat eu, am făcut cu motocultor. L-am afânat și am adunat apoi cu lopata, așa, am făcut biloane. Domnul Cotene Colonel Pistruiatu sau Ioan Coroianu, cum îl știu colegii de Breazlă, dar și sătmărenii, dar nu v-ați luat și un balansoar? Și o să vă spun după aia de ce v-am pus întrebarea asta. N-am văzut nicăieri un balansoar aici afară. Am acasă, dar n-am timp să stau pe el. Ați reținut, nu are timp dânsul. Mănâncă în picioare. Am masă frumoasă, da, și cu copertină, da, dar mănâncă în picioare, că o să-l atunci nu pierd timp. O să rog pe Radu Haidu, colegul meu, operatorul, să arate telespectatorilor noștri peisajul care se vede undeva acolo în zare și de aceea v-am întrebat, nu v-ați luat balansoar? Ia uitați-vă! Și să stați și dumneavoastră vara la soare, să mai luați un căpșul, să vă dați pe balansoar, să vă uitați la pădurea Loroieni și uite la dealurile alea din depărtare, la nori ăștia pufoși, nemaipomeniți, care cred că sunt o terapie intensivă, psihologică, care nu se poate plăti cu niciun ban. Dacă mă credeți, eu stau de 19 ani în Strand. Acolo am fost numit administratorul bazei sportive Strandul Vechi, a fost a poliției și domnul Fernea, fiind comandant, când a anunțat, anunțat în ședință că vă, în club, toată poliția, vă aduc o veste tristă. În baza legii noi apărute cu pensionarea cadrelor militare limită de vârstă în grad, trebuie să pensionăm pe cel mai bun ofițer al nostru, pe capitanul Coroian. A rămas toată lumea uimit, că nu știut. Eu am știut cu două zile înainte. Dar vă aduc și o veste bună. Cu data de astăzi îl trimit în pensie și cu data de astăzi îl numesc administratorul bazei sportive la Strandul Vechi, să-l avem între noi cât a trăit, că a fost harnic. Și eu mi-am făcut acolo o căbănuță, acolo stau. Dacă veniți, vă invit ca să vedeți ce am făcut și acolo. Da, o să venim într-o altă emisiune și mai ales trebuie să spunem telespectatorilor și despre o altă deledicire a locotenent colonelului Pistruiatu, mai bine zic așa decât Ioan Coroian, că mulți vă știu ca și Pistruiatu, deci v-au rămas așa în memoria colectivă. Dânsul, stimați telespectatori... Așa, numărul la mașină. Da. 45 ani în naștere și PIS. PIS, Pistruiatu de la PIS. Da, și PIS, pentru că avem aici și trei pisici. Dânsul se ocupă și cu dresarea câinilor, nu? Din câte acolo la Strand. Nu știu dacă mai aveți acolo, aveți câini? Am trei câini, da. Am un labrador și două cățelușe de lup. Una e gestantă. Da, și de unde delinicirea asta? Din armată, din școala de subofițere, ofițeri, de unde? Eram ajutor șef de post la Craidorolz și atunci m-au trimis după câine. Trebuia să avem câine de însoțire la post. M-au trimis la Sibiu. Și am făcut școala de dresaj. Chiar pentru aceea mi-am putut scoate autorizația de dresor. Da. Nu facem reclamă pentru că dânsul se mai ocupă de dresajul câinilor numai la prieten, dar vedeți, stimați telespectatori, ce poate face un pensionar care nu este pensionar, un om extraordinar care
în fiecare zi de când începe primăvara, chiar și pe timp de iarnă, își găsește de lucru și asta cred că menține starea de sănătate, că se vorbește, nu, domnule locotenent Colonel Pistruiatu, de vârsta biologică și vârsta fizică. De multe ori și cred că aproape întotdeauna nu coincide vârsta biologică cu vârsta fizică, dar cred că dumneavoastră sunteți acolo la vreo 45 de ani vârsta biologică, nu? Cam interioară. Cam pe acolo. Care sunt proiectele de viitor pentru această primăvară? Așa cum vă știu și cum de altfel am aflat împreună, stimați telespectatori, nu o să stați locului, chiar dacă toate sunt la punct. Iată, e săpat, e curat, e frumos, gazonul este tuns. Care sunt micile proiecte de viitor? Mai am în plan, în timpul pauza, când n-am de lucru în grădină sau nu sunt chemat undeva ca detectiv particular, să fac ceva cuști pentru păsări ouătoare. Pentru 5 păsări. Nepoțelul meu mi-a dat ideea. Bunicule, când o avea o ziua de naștere, are 10 ani, să-mi cumperi 2 găini, să mănânc eu ouă proaspete. E, am să fac o cușcă cum nu s-a văzut. Din jamuri. Jamuri recuperate. Din asta, cum le aruncă și spun termopane, eu din ăla o-i face demonstrativ. O cușcă din aia, vopsită, cu plasă rabiț, făcută pereții și mă duc întâi la Vicola să văd, să iau proiectul. Ne apropiem de finalul emisiunii, stimați telespectatori, și vrem să vă arătăm o mică invenție pe care domnul locotenent colonel Pistruiatu a realizat-o, o unealtă de lucru extrem de eficace. Vă rog să o prezentați dumneavoastră. Am păstrat-o pentru finalul emisiunii. Cel puțin eu n-am văzut un astfel de instrument, o astfel de unealtă de grădină. Este o unealtă gândită de mine, cumva. Dintr-un cuțit de abrict. Îi lățimea ca să intre între rândurile de usturoi, de salată și atâta de rapid. Eu, câtă salată vedeți aici în 20 de minute o săp. O femeie, ca să-și facă grădina, atât ai trebuie, poate două zile să sepe. Că trebuia da cu sapa. Da. Sapa clasică pe care noi o știm. Ne face și o demonstrație, că uite, aici aveți niște iarbă. Ia uitați, stimați telespectatori. Aici rămâne tăiată deasupra. Se usucă. Nu trebuie să dai din sapă. Uite, deja e un sfert de strat, e gata. Stimați telespectatori, iată. Extraordinar. Și la salată, că aveți distanța potrivită, da? Acum, poate că... Nu chiar, dar trebuie să fiți mai atent, da? Ia uite. Un prășit manual, cum se spune, domnul locotenent colonel, cel mai bun arpagii este sapa. Da. Nu? Deci, un instrument care se poate realiza foarte ușor, vă trebuie doar un sudor și un lăcătuș care să îndoaie fierul beton de 10 în această formă, dar ideal este că nu trebuie să dai cu sapa. Da. Fadilul, sau cum se zice la herbicidul ăla natural. Unde mergem în finalul emisiunii? Aș vrea să mai vedeți acolo la pompă. Mergem acolo la pompă în final, da? Da, și pentru ca să vă demonstrăm practic, ia uitați, stimați telespectatori, unde a depozitat găinațul, nu? Că așa îi spune, gunoiul de pasăre, domnul locotenent colonel Pistruiatu. Bănuiesc că nu la administrație pentru căpșuni în forma asta. Cum procedați? Îl pun la fermentat în butoiul ăla de acolo și pe urmă îi fac racord de la pompă în unde se vede tabla, acolo am puțul și pompa. Înainte de pompă, de a trage, acolo îi racordez un robinet cu sorb din butoi și las robinetul puțin deschis ca să meargă să îngraș natural.
Când trage apă din puț, din adâncime, trage și din butoi și picură cu ăla îngrășământ natural. Natural. Deci da. Găinațul de pasăre deci în stare lichidă. Astfel obțineți fructe absolut naturale. Nu folosim aici azot. Da, nu, nimic, absolut. Nimic din punct de vedere chimic. Iată o altă idee care cred că poate fi preluată de gospodarii noștri din toate județele Transilvania, acolo unde lor VSTP este receptată. În acest moment puteți vedea și instalațiile, stimați telespectatori, de irigare a plantații de căpșuni, prin intermediul cărora găinațul diluat în apă ajunge la fiecare plântuță, dându-i hrana necesară, puterea necesară pentru ca productivitatea nu să fie cât mai mare și pe de altă parte cred că și consistența căpșunilor este cu totul alta. Da. Irigatul l-am făcut, pentru că pompa mică, l-am făcut cu trei robineți. Ia uitați, întâi îl deschid numai pe ăla. Când am udat, timp de o oră, să udă partea de aici până acolo. Da, da. Apoi îl închid, deschid ăsta la alt, să irigează zona de aici. Da. Îl închid și pe ăla, îl deschid pe ăsta, atunci merge treaba asta la altă. Iar... Deci o gospodărire judicioasă, nu, a apei, da, pentru că nu poți să ai un puț rezistă, foarte mare, nu rezistă. Da. Nu rezistă. Nu are presiune. Nu are presiune și nu duce până, trebuie să ajungă până în cealaltă capăt, atunci e irigatul ca lumea. Când picură și în cealaltă capăt, atunci e bine, e normal. Și ca... Ați mai plantat aici, văd... Zmeură. Zmeură. Zmeură e adusă din Italia de către cineva din Mărtinești. Mi-au vândut-o ca scumpă, dar nu-mi pare rău. Sunteți sincer, ca de fiecare da, dată? Da, că de la piața am luat cu 2 lei, bucata la el am luat cu 3. Iar în partea stângă acolo? E tot zmeură, dar zmeură luată din mai multe locuri de la cunoscuți, care produce până toamna târziu. Și asta, toată produce până toamna târziu. Dar acolo am pus de la mai mult și știu de la cine am adus, ca să văd care e mai bună. Stimați telespectatori, emisiunea noastră se încheie aici. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim că ne-ați invitat la dumneavoastră. Ne-am întâlnit, să știți, întâmplător, duminica trecută în piața de vechituri cu domnul locotenent colonel Pistruiatu și urmărind emisiunile Viața la Țară de la Nord-Vest TV, dânsul ne-a sugerat, ne-a invitat să venim aici pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru a vă arăta o grădină model și iată ce se poate face pe o suprafață mică de grădină. Vă mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate și să ne mai invitați acolo când or fi căpșunii, când or fi mere, chiar pere. Vă rog, să veniți, chiar vă rog. Să ne facem să poftă și telespectatorilor da. Și eu sunt curios, că sunt 5 soiuri de căpșuni. Și eu vreau să văd ceva ieși. Având în vedere faptul că emisiunea noastră este difuzată în ziua de Paște, dacă doriți să vă adresați telespectatorilor noștri, celor care vă iubesc și celor cărora le-ați rezolvat foarte multe probleme. Păi eu le doresc Paște fericit la toți, nu contează de nație. Și să vină pe la mine să vadă că ce-am făcut. Da, aici aproape, la intrarea la pădurea Noreg, când mergeți la picnic, chiar aici la început există o străduță la intrarea în pădurea Noreg, pe dreapta, și îl găsiți pe Pistruiatu, așa cum îl știm cu toții, un om deosebit, un om de excepție, un prieten adevărat al sătmărenilor. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, la revedere!